Aici s-a executat o infrastructură și o suprastructură de autostradă, practic. Adică, dacă, el fiind îngust, dar faptul că s-a mers până la 80 de centimetri și s-au făcut toate straturile, îi dă o durabilitate mare acestui drum. Adică el, peste 40-50 de ani, în afară de mixtură, ar trebui să fie funcțional. Deci 40-50 de ani ar rezista la traficul de acum? Știm valorile de trafic? În general, ele au crescut după demararea proiectului. Din cauza asta am schimbat și soluțiile. La început au fost mai mici, după care s-au accentuat.